datorii primarie. Ai mai auzit, Neata, undeva o primărie cu 2 milioane. 2 milioane împrumutate, oameni buni. Și am o primărie. Și am el spune că se falsifică aia în... Care se falsifică? Nu se falsifică nimic. Dar, mă, ce se întâmplă? Într-adevăr, când l-a spus așa, of, ne vin n-ai avecică. Da, e normal. Și eu m-am uitat așa și dacă eu n-aș știu despre ce merge vorba și de săracul. Acolo e în genere iadul. Deci eu, uitați-vă, vreți oficial sau e ajuns un telefon, când avem consiliu, venit, poftim, filmat, mai luați-vă câteva televiziuni, nici o problemă. Chestia e în persoană. Cu mare plăcere să... Dumneavoastră, dacă ați interzis să filmeze unei persoane, sunteți capabili să interziceți tuturor. Ăsta e un abuz. Dacă ați încălcat dreptul unuia, înseamnă că ați încălcat drepturile tuturor. Ăsta e ilegal, se pedepsește penal. Deci i-ați interzis să filmeze, l-ați agresat verbal, ați lăsat-o pe femeie și pe bărbatul cealaltă să-l lovească. Înseamnă că sunteți complici. Nu l-a lovit absolut nimeni pe nimeni, nu l-a lovit. Nimeni absolut nimeni. În video se vede altceva. Poftim? În video se vede altceva. Aceea și se vede, dar ați luat seama cum îmbla camera aceea lui în stânga și în dreapta. Ați văzut cum pe pot filma și știți de ce? Pentru că el îmblă cu fel de șmecherii. Știți unde era camera lui și filma? Era pus, montată în cravată. Dumneavoastră că nu știți despre cine merge vorba. Minunat, și eu așa aș filma. Dacă prima dată a fost agresat când era cu camera pe trepied la vedere, a doua oară și-a ascuns camera în cravată. Cum a putut săracul? Domnul Oleg, nu înțelegeți, vă faceți că nu înțelegeți. Dar dumneavoastră sunați de pe telefonul dumneavoastră de acasă sau de la primărie? De la primărie. Păi, pe banii publici dumneavoastră stați la taifas cu presa, încercați să faceți presiune asupra mea? Eu nu vreau să fac presiune, eu vreau numai să vă lămuresc care stau lucruri, pentru că apăr onoarea Bălăsineștului, eu nu am onoare. Onoarea Bălăsineștului trebuia să apărați atunci pe 13 decembrie, când era un om, un ales al poporului, agresat în incinta primăriei, atunci n-ați intervenit să-l apărați, din contra, i-ați incitat. Vă mulțumesc mult sănătate și să aveți împrejurul dumneavoastră numai de fost consilier. Primarul de la Bălăsinești.